Bună seara tuturor! Vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Am onoarea să l-am alături de mine și alături de mine Roman, Excelența sa, domnul Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Georgiei în România, care este prezent în această zi alături de noi, de municipiul Roman, ca urmare a invitației transmise de domnul deputat Mugur Cosmaciuc, care este și secretarul grupului parlamentar de prietenie cu Georgia. Faceți dumneavoastră aducerea? Nu, it's ok. Da. Mă bucur că alături de noi se află și prefectul județului Neamț, domnul George Lazăr, un romascan de-al nostru și o persoană care se luptă foarte mult pentru Roma și mulțumim pentru acest lucru. Și de asemenea, alături de noi se află alți doi parlamentari foarte implicați în viața comunității noastre, domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu și domnul senator Eugen Țapu. Nu aș dori să monopolizez eu această discuție. Știți că sunt un om al dialogului și de aceea vreau să fie o activitate cât mai interactivă. La această întâlnire iau parte și directorii unităților de învățământ de pe raza municipiului Roman și de asemenea reprezentanții ai oamenilor de afaceri din municipiul Roman și de asemenea aleșii locali, consilierii locali și ne dorim și dezvoltarea unor parteneriate cu instituții similare din Georgia. Pentru început îmi propun să facem și să urmărim împreună o scurtă prezentare a municipiului Roman, astfel încât și oaspeții noștri să se familiarizeze cu municipiul Roman și ulterior să schimbăm opinii, să purtăm discuții în legătură cu ideile pe care le putem dezvolta în perioada următoare. Am să rog cu colegii mei să pornească filmul de prezentare al municipiului Roman. Urmează, o să-i dau cuvântul domnului prefect Universului Hans, domnul George Lazăr, pentru a ne adresa câteva cuvinte. Domnule primar, vă mulțumesc pentru invitație. E o onoare pentru noi ca domnul ambasador Excelența sa să facă o vizită la noi în Moldova, în Neamț și inclusiv în municipiul Roman. Municipiul Roman este orașul din județul Neamț cu cel mai mare potențial de dezvoltare economic și orașul care în ultimii 10 ani, ca să spun, a cunoscut cea mai bună dezvoltare economică și cea mai mare atractivitate pentru investițiile străine și investițiile mari, inclusiv cele autohtone. Pentru asta e o carte de vizită, consider eu, foarte bună a municipiului Roman, carte de vizită susținută atât de echipa din Roman, de domnul deputat Laurențiu Leoreanu, care a fost primar două mandate în municipiul Roman și de actualul primar, domnul Lucian Micu. Consider că există o oportunitate bună pentru noi, pentru cei din Neamț, ca într-un schimb de experiență cu Georgia, să punem la un loc oamenii de afaceri, oamenii care doresc să investească din cele două părți și împreună să putem găsi căi de comunicare, intenții de dezvoltare a business-urilor pe viitor, pentru că raporturile comerciale între cele două țări sunt foarte bune și ne dorim și noi în județul Neamț, în municipiul Român, să putem pe viitor să extindem aceste raporturi comerciale și cu oameni de afaceri de la noi. Vă aștept și mâine, de altfel, la Excelență, la întâlnirea de la ora 11 programată de domnul deputat Cosmaciuc la Piatra Neamț pentru a discuta și despre alte oportunități la nivelul județului.
Încă o dată mulțumesc pentru găzdire și pentru primire și invitație, domnule primar. Și cred că o să dați cuvântul colegilor parlamentari din Neamț sau colegilor din municipiul Roma. Da, vă mulțumim, domnule prefect. Am să-l invit pe domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu să ne adreseze câteva cuvinte. Bună seara, bună seara tuturor. Excelența voastră, domnule primar, domnule prefect, dragi colegi parlamentari, stimați consilieri locali, reprezentanți ai mass media, ai conducerii unităților școlare, a lucrătorilor din primărie, tuturor o seară bună, sub auspicii frumoase, vizita excelenței sale, ambasadorului Georgiei la București. Vă spunem bun venit și sperăm romanul, să știți, chiar dacă este un oraș dintr-o regiune istorică, tradițională, are o notă de cosmopolitism, se află din punct de vedere geostrategic, dacă am putea aproxima prin teoria ariilor, Moldova la un dreptunghi aproape este în centrul cercului circumscris dreptunghiului, adică un loc prin care toate nodurile se desfac și se fac la roman, altfel spus, după un vechi dicton roman care spunea că toate drumurile trec, merg către Roma, noi spunem aici că toate drumurile trec prin Roma. Deci un oraș foarte important, vă spun cu toată dragostea, cu toată credința ta și cu o notă majoră de obiectivism. Încercat sau știu în general că... În general am înțeles. Roma nu are un potențial, a avut și are un potențial de dezvoltare și dovada este că foarte multe firme și naționale, dar și internaționale, au venit și nu numai au găsit aici loc pentru a deschide puncte de lucru sau chiar zone individuale de producție, dar chiar și centrale de coordonare a activităților și pentru alte puncte din țară. Drept pentru care și actuala administrație are o deschidere majoră și din partea noastră a reprezentanților în Parlamentul României, așa încât eu cred că pot fi găsite puncte comune de dialog în ceea ce înseamnă schimburi culturale, educaționale, între școli. Avem o experiență foarte bogată aici, unitățile școlare de roman sunt câștigătoare a multiple proiecte pe ceea ce înseamnă colaborare nu numai în activități bilaterale, dar și în activități la nivel de grup, în grupuri naționale. Ceea ce este foarte, foarte important. Tabere, schimburi, cum spuneam, instructive educative, artistice, educaționale, dar important e și plan economic, pentru că, într-adevăr, este important să avem ambasadori de la cea mai vârstă fragedă vârstă pentru orice cetățean, deci plecând de la copii, tineri, dar este important să găsim și o juncțiune pentru dezvoltarea unui parteneriat economic. Știu că și Georgia este o economie emergentă și caută și dorește să aibă parteneriate economice care să aducă un plus, un câștig ambelor părți cu care intră, deci părțile cu care intră în dialog. De aceea eu cred că este loc întotdeauna de o colaborare care poate porni, așa cum spuneam, de la un schimb educațional, de la o înfrățire cu un oraș din Georgia, a ne cunoaște mai bine, schimburi culturale și a ajunge, de ce nu, și la parteneriate economice. Bun venit la Roma, mult succes în activitatea dumneavoastră și sper că această vizită în pași mărunți să poată ajunge și la definitivarea unor rezultate frumoase pentru ambele părți. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat, mulțumim și pe domnul deputat Mugur Cosmanciuc, așa cum spuneam, secretar al Comisiei de Prietenie România-Georgia din Parlamentul României. Vă rog, domnule președinte. Excelența voastră, domnule ambasador, domnule primar, domnule prefect, domnule deputat, domnule senator, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor directori
atât în mediul privat, cât și în mediul în care vă desfășurați activitatea în unitățile școlare. Vreau să îmi permiteți să vă salut în egală măsură și înainte de toate aș vrea să-i mulțumesc domnule ambasador pentru că face această vizită aici. Consider că acest proiect pe care îl începeți astăzi este parte a demersurilor pe care le-ați avut de la începutul mandatului noastră ca și ambasador în România, de a cunoaște mai bine această țară, de a o apropia în relațiile de diplomație și de diplomație și de politică de prietenie parlamentară între cele două țări. Și de asemenea consider că acest pas pe care l-ați făcut astăzi în județul Neamț, în Roman, la început, face parte din continuitatea pe care ați avut-o cu demersul pe care l-ați avut la Galați pentru a cunoaște și a apropia și mediul economic și mediul cultural. Nu am să mă întind foarte mult pentru că aș vrea foarte mult să vorbesc în discurs, aș vrea mult mai mult să vorbească cei cu care v-ați întâlnit astăzi aici, dar vreau să vă asigur că ați venit într-un loc și într-un județ care, la fel ca și Georgia, este într-o continuă dezvoltare și care, împreună cu o susținere reciprocă între cele două comunități pe care vreau să le apropiați și să le împrățiți, cum v-am propus, aici, una în județul Neamț, una în Georgia, pe care o veți găsi dumneavoastră, va fi partea unui proiect politic pe care dumneavoastră, în diplomația pe care o reprezentați, să îl puteți promova ca un succes. Mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat. Limităm și pe domnul senator Eugen Stapu să ne adreseze la cuvinte. Excelența voastră, bine ați venit în județul Neamț. Mulțumesc domnule primar, domnului prefect și în special domnului deputat Cosmanciuc, care a facilitat vizita ambasadorului Georgiei la București, în Roman și în județul Neamț. Am descoperit cu plăcere că avem prieteni comuni și aici mă refer la Georgi, președintele adunării parlamentare a OSCE, care este georgian. De asemenea, sper că acest prim pas, vizita dumneavoastră aici, să se materializeze în lucruri cât mai concrete. În înfrățirea orașelor, celor două municipii cel puțin, în cooperare economică. Știu că în domeniul economic sunteți destul de dezvoltați în domeniul siderurgiei, în domeniul chimiei, în domeniul industriei textile, deci există oarecare similitudini cu Roman, în special cu municipiul Roman. Și de asemenea, să știți că aici mă adresez celorlalți invitați, este cel mai vechi producător de vin, Georgia, din lume. Adică, cam atâta. Mulțumesc și încă o dată sper că vizita dumneavoastră să fie un prim pas în materializarea unor lucruri concrete. Vă mulțumim, domnule senator. În ceea ce urmează, aș dori să-l invit pe domnul ambasador, de excelența sa, Nikoloz, să ne adreseze câteva cuvinte cu precizarea că traducerea din limba engleză o va face doamna City Manager Gabriela Petre. Bună seara! Mulțumesc mult pentru invitație, pentru ospitalitate. Mr. Mayor, Mr. Prefect, Mr. Deputat, Mr. Senator, and ladies and gentlemen, I'm very happy, first of all, to be here in Roman. This is my first time in Roman, and I'm very happy that it was an initiative of our good friend, Mr. Deputat Cosmanciuc, to meet in such a very big and interesting audience to meet and to speak directly, not only with local authorities, but also with business people, with professors, and all who is interested in Georgian-Romanian relationship. I can say that Georgia and Romania, we have excellent political relations.
Romania strongly supports our territorial integrity and sovereignty. And also the our NATO and EU aspiration. I would like to give you some information about our NATO and the EU aspiration. Because 74% of Georgian population supports NATO integration, and more than 80% supports EU integration. As you know, we are living in a very turbulent region. There are many challenges. And Georgian people decided that our family is a European Union. We always felt ourselves as Europeans. Georgia became an officially Christian country in 326. Georgia a devenit oficial țară creștină în 326. And from that time, the Georgia identifies itself with European civilization. So our EU and NATO aspiration has a long history. It is not a new, something new, but it has a very deep roots in the history. As I said, we have a very good political relation with Romania, excellent relations, I can say. And I'm very happy that both countries decided to sign strategic agreement this year. We now work on the text of strategic agreement, and we plan to sign this document the second half of the of this year. Also, economic relation with Romania is very important for us. For Georgia, Romania is the shortest way to the European Union. We are working hard to establish a direct ferry connection between Georgian ports, Poti and Batumi to Constanța. Portul noastre, Batumi, Constanța. But also for Romania is a Georgia is a strategic country because for Romania and for other European Union countries, Georgia opens the door to the Caspian region. And Central Asia. And as you know, this region is very rich by energy sources and because of that, in March of last year, in Bucharest, there was a quadrilateral meeting of the ministers of foreign affairs of four countries. Romania, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan. And we signed a political declaration about establishment Black Sea Caspian Sea Transport Corridor. So it shows our will, Romanians and Georgians, to be a
main partners of the Black Sea and open the doors to each other, to very important two regions, Caspian region and European Union. Our priority as an embassy, as a Georgian embassy, is also to have a very close people-to-people contacts. Business to people, business to business contacts. And that's why we encourage our cities to have a friendship, to sign an agreement on sister, on we started this process and last year all of the city of Iași signed an agreement of friendship with city of Kutaisi. In March, Constanța and Batumi will sign an agreement. I'm coming, by the way, from Galați. And Galați, it's very interesting to have a friendship with Poti. And this is very interesting idea because Galați is an important port town on Danube and Poti is important Black Sea port. I welcome the idea of Mr. Mayor to have also sister city in Georgia for Roman. And I will send with great pleasure the profile of the city to the Ministry of Regional Development of Georgia. And I'm sure we will find a partner city very soon for Roma. So we are open, we are ready for cooperation and for friendship. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi excelența voastră. Cele ce urmează, dacă din rândul membrilor Consiliului Local ar fi cineva interesat să spună câteva cuvinte. Doamna Puiuș, te rog. Bună seara, probabil și eu bine ați venit în orașul nostru, un oraș mic, dar frumos și cu oameni foarte frumoși și deschiși către noi schimburi de experiență pentru modele de bună practică. Bună seara din nou! Un pic mai ziana, nu se vede că aduce un snou. Nu, dar de tana. Vă urez și eu bun venit în orașul nostru. Spuneam că este un oraș mic, dar frumos, cu oameni primitori, cu tineri și mai primitori, deși suntem obișnuiți cu schimburile de experiență. Eu sunt profesor de franceză și am participat la rândul meu în programe de mobilitate Erasmus. Suntem mereu deschiși către noi oportunități, către modele de bună practică și schimburi de experiență. Așteptăm cu nerăbdare să ne înfrățim. De ce nu? Da, vă mulțumim mult din partea Consiliului Local, doamna Dana Puiuș, a fost cea care v-a adresat câteva cuvinte. În cele ce urmează, am să rog pe doamna City Manager să facă o scurtă prezentare a oportunităților din punct de vedere economic pe care le puteți găsi la Roma. Vă rog, doamna. Poți traduce cineva? Poți traduce, doamna.
Eu sunt un membru mai nou al echipei și am venit din mediul privat, de la o multinațională, cu o experiență foarte bogată în domeniu și am vrut să amestec și să îmbin fericit aceste lucruri pe care le-am dobândit într-o companie privată cu administrația publică, care este puțin diferită, după cum știm cu toții, sunt greu de armonizat uneori și de înțeles. În schimb, orașul Roman este un oraș foarte viu, cu o dezvoltare destul de intensă și de și a devenit foarte atractiv, așa cum a menționat și domnul Oreanu și domnul primar și ați văzut și în prezentare. Se află foarte bine plasat, este în centrul Moldovei, regiunii Moldova, dumneavoastră știți românii oricum. Se află în centrul Moldovei, ceea ce a devenit atractiv pentru investitori. În special, în ultima vreme, am remarcat pentru logistică. Deci este considerat un potențial hub logistic pentru zona de est, a Europei de Est. Și, ca dovadă, au început foarte multe companii să vină și în jurul Romanii, nu neapărat în oraș, unde știți că este posibil să creezi baze logistice. Dar, sigur că asta aduce un plus și o valoare adăugată și orașului Roman. Speranța de, totodată fiind și membri ai Uniunii Europene ca stat, și Romanul beneficiază de foarte multe posibilități de a obține proiecte europene, ceea ce a și făcut. Domnul primar este foarte activ, la fel a fost și domnul primar actualmente, deputat Leoreanu. La ora actuală sunt foarte multe proiecte europene în curs. De aceea cred că dorința noastră de a adera este bună, pentru că beneficiați și de niște fonduri. Totodată orașul cred că mai are ca punct slab, ceea ce știți foarte bine trăind aici, că infrastructura lasă de dorit și la noi încă mai sunt probleme. Dar consider că oamenii de afaceri care au viziune în diferite domenii pot participa cu investiții în oraș, sunt susținuți. Domnul primar este un om foarte activ și de asemenea angajații sunt foarte supportive, ca să spun așa. Și cred că dacă am putea identifica niște oameni de afaceri care doresc să sondeze terenul, nu vor regreta. Pentru că viitorul este foarte interesant pentru zonă. Nu știu dacă mai... Ok, vă mulțumim mult, doamna Siti. Vreau să profit și de prezența directorului de unități de învățământ. Și eventual doamna Roxana, dacă ne spuneți câteva cuvinte, doamna Roxana Cotăuceanu, director la școala gimnazială Vasile Alexandriei. Bine. Vă urez și eu bun venit la partea unui colectiv mare de cadre didactice și de elevi. Suntem la noi 300 de copii și 74 de cadre didactice. Doar încerc să colaboreze cu școli din țara dumneavoastră. Noi avem o experiență bogată în ceea ce privește parteneriatele europene și împreună cu copiii și părinții lor am descoperit că putem comunica și învăța mult mai multe dacă suntem conștienți de ceea ce este în jurul nostru și este o modalitate extraordinară pentru a introduce pe copiii noștri în ceea ce înseamnă problemele vieții reale și pregătirea lor pentru un viitor pe care nu știm cum va fi. De aceea apreciem prezența dumneavoastră aici și suntem chiar dorniți să colaborăm. Mulțumesc! Director, vreau să profit și de prezența reprezentanților oamenilor de afaceri și din partea companiei Adeplas, aș dori să-l invit să spună câteva cuvinte pe domnul Miron, eventual o scurtă prezentare a companiei și câteva gânduri pentru un ambasador. Bună ziua, mă numesc Miron și Preanță, director executiv Adeplas. Suntem un brand național, fondat de Marcel Bărbuț. Am ajuns la o cifră de afaceri de 110 milioane de euro.
focusat și 4 platforme industriale și cele prezintă 11 fabrici. Producem materiale de construcție, adeziv, polistiren, șape și boxele. Ce pot să zic? Fondatorul nostru a decedat, dar brandul a mers mai departe și va fi preluat în câteva luni de concernul austriac elvețian SICA. Deci avem o vastă experiență, suntem lideri regionali, suntem primii în România la pe nișa noastră. Vindem în Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria și chiar Austria. Deci aveți toate deschiderea, dacă doriți să faceți parteneriat cu reprezentanții noștri, avem foarte mare experiență. În 2014 am fost la Târgu Dareluberg, cea mai modernă fabrică făcută la cordon, lângă Roma, și putem să vă spunem că am trecut în Nișanța, s-a făcut cea mai modernă fabrică din Europa. Vă mulțumim, domnul Minor. Dacă din cei prezenți în sală mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, încă o dată, excelența voastră, domnule ambasador, vă mulțumim pentru vizita la Roma. Sunt convins că este doar prima dumneavoastră vizită și ne bucur acest lucru, dar în egală măsură noi vă așteptăm și așa cum v-am spus și când ne-am întâlnit prima dată, mi-aș dori să veniți să stați măcar câteva ore, să putem vizita și câteva obiective din municipiul Roman și de ce nu, poate cu ocazia acelei înfrățiri pe care o gândim, să putem realiza acest lucru alături de primăria, comunitatea pe care dumneavoastră o veți identifica ca fiind cea mai potrivită pentru realizarea unui astfel de parteneriat. Vă mulțumim încă o dată și vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile de final ale acestei întâlniri. Thank you very much for your suggestions and ideas. I agree that it's very important to have as I said, business-to-business contacts, but also contacts between the young people, young generation, because they are our future of our country, so they will continue what we will found today. So it's very important, I agree. For business ideas, we will leave our contacts, email contacts, and please don't hesitate to send us any presentation of your companies and your products, and we will send to Chamber of Commerce of and Industry of Georgia, and I'm sure that there will be companies who will be interested in to have a contact with your companies, and maybe this friendship also with Georgian cities. It will, I don't know if you have Chamber of Commerce, local Chamber of Commerce in Piatanians. So tomorrow we will have a meeting with Chamber of Commerce of Piatanians, and we will talk again about this possibilities to have business contacts more with Piatanians region, Roman itself, and Georgian business people. Thank you very much. Thank you, Mr. Mayor. Thank you again, Senator, Mr. Deputies. We have here some symbols of our city, and I would like you to have it on behalf of us. Here is a presentation map. Just an agenda. And some symbols describe with some objectives here in our city. And the
Thank you very much.